Dragi prieteni, așa cum v-am promis, e o nouă săptămână, e o nouă emisiune. Sunt Nicoleta Timaru și trebuie să vă spun că astăzi sunt pus în fața unei mari provocări. E greu să cuprinzi într-o emisiune o viață de om. E greu să arăți într-o emisiune o istorie, o viață, atâta trăiri, atâta evenimente, dar mai ales atâta contribuții adusă diecezei noastre și oamenilor care fac parte din ea. Invitatul meu de astăzi este nimeni altul decât părintele Anton Despinescu. Vă spun bun venit, părinte! Bine v-am găsit și Domnul să fie în mijlocul nostru, cum e salutul celor din Ardeal. Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Și pornim totul în numele Domnului. Așa să fie, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația la această emisiune. Așa cum am spus în introducere, pentru mine este o provocare. Trebuie să le spunem prietenilor noștri că aveți în momentul acesta 93 de ani și cu ajutorul lui Dumnezeu în iulie vă vom sărbători și veți împlini 94 de ani. Care este secretul, părinte? Că vedeți, timpurile noastre sunt ciudățele, oamenii se duc de tineri. Sfinția voastră rezistați, văd că ați acumulat în anii pe care i-ați trăit atât de multe vieți, aș spune eu. Cu 4 ani în urmă eram tot așa într-un studio de televiziune, televiziunea Iași, în fața părintului de fericită amintire, părintele Cornel Cadar. Împlineam atunci 90. Și tot așa, aceeași întrebare mi-a spus-o, care ar fi secretul acestei longevități? Și am răspuns că am un trinom explicativ. Primul lucru este mila Domnului. Al doilea, trăirea într-un mediu juvenil, prin forța împrejurărilor în calitate de dascăl. Am fost în mijlocul elevilor, al studenților, în mijlocul tinerilor. Și eu am această convingere că tinerețea este molipsitoare. În această calitate mi-am dat silința ca să fiu totdeauna, să corespund cerințelor din partea tinerilor, să fiu tânăr. Al treilea element ar fi de ordin cosmetic, și anume, cum obișnuiești să-ți aranjezi podoaba capilară? Dacă o ai, nu? Dacă o ai, bineînțeles. Ei, acum eu, pentru că mulțumesc Domnului, am avut-o chiar mai din belșug, mai în anii trecuți, și de aceea, și eu ce-am făcut? Unii fac cărare, alții într-o parte, într-alta. Eu, să fiu mai practic, totdeauna am dat peste cap. Da, așa dați o senzație de modernism, de, e un cuvânt în engleză care zice wild, nu? Asta ați vrut să fie, așa, să vă, să vă ducă spre zona de tineret. Și nu mai chiar pierd timpul cu oglinda și cu peria și cu mai departe. Și de asta am înțeles, într-un înțeles foarte profund al vieții, de care o să vorbim. Anume, o viață îndelungată presupune și fel de situații, unele mai liniștite, dar multe foarte furtunoase. Și am trecut prin astea destule, dar nu le-am pus aici, ci le-am dat așa. Le-am dat. Bună abordare! Și atunci am mers cu calm, cu echilibru mai departe, respectând acest trinom, mila Domnului, mediul juvenil și înlăturarea celor care m-ar putea îmbătrâni înainte de vreme. Vreau să ne oprim puțin la cel de-al doilea aspect pe care l-ați menționat și anume acest mediu juvenil. Am observat la foarte multe persoane care au o vârstă considerabilă că au acea abordare, eu am o vârstă și nu am nevoie să mă învețe pe mine cineva mai tânăr sau mai mic. E exact această abordare, mai mic decât mine, și nu se referă la vârstă. Știți bine ce vreau să zic. Evident, nu este cea pe care Sfinția voastră ați abordat-o. Ați considerat mereu că aveți ce învăța de la cei mai tineri decât dumneavoastră? Totdeauna. Chiar și de la cei mai mici, de la un copil, spontaneitatea lui, nevinovăția, sinceritatea, tot ce e în gușă și în căpușă, nu? Ei, asta spune mult. Și mai mult decât atâta, am avut ocazia în decursul vieții să întâlnesc oameni de mare ținută, chiar genii, poate noi acum, poate cu altă ocazie să vă spun cum l-am cunoscut și cum am fost cu Ionescu
în anul 1947, deci cu 75 de ani în urmă, l-am cunoscut pe acest geniu al muzicii românești și al culturii române. Vom reveni la acest aspect pe parcursul emisiunii, pentru că, într-adevăr, sunt convinsă că pe parcursul vieții ați întâlnit multe, multe persoane și, uitați, ca să-i și captăm pe cei care ne urmăresc, trebuie să le zicem că și pe fericitul Anton Durcovici l-ați cunoscut. Dar, dacă vor rămâne alături de noi, prietenii noștri vor afla exact cum s-au petrecut aceste lucruri. Vreau să vă citesc ceva și să-mi ziceți cum vi se pare. Doi moșnegi prin Bucșinescu tot vorbesc pe lângă ziduri. Mai trăiește Despinescu? O să-l vezi, n-are nici riduri. Asta e epigrama părintelui Dorcu. Pe care mi-a trimis-o special să vă recitesc și să vă facem o bucurie, pentru că mi-a zis că vă place foarte mult. A fost compus atunci când ați împlinit 85 de ani. Exact. Nu greșesc, nu-i așa? Deci n-are nici riduri, ține părul pe spate, nu? Da. Cum completăm acest aspect cosmetic, vorbind despre sfinția voastră? Ce mai face părintele Despinescu? În acest sens cosmetic. Răspunde, se străduiește să răspundă la orice solicitare câtă vreme Dumnezeu ne dă încă darul cel mare al vieții, lumina minții, că putem închega niște propoziții spre folosul celor din jurul nostru, totdeauna la dispoziție. De altfel, orice preot care a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul slujirii, are această chemare, totdeauna disponibil la îndemâna poporului lui Dumnezeu. În orice ipostază s-ar afla unul sau altul. Părinte, sfinția voastră ați fost sfințit preot în 1953 la Alba Iulia. 29 iunie 1953. Da. Suntem în 2021. Cum s-a schimbat creștinul, omul căruia vă adresați din 1953 și cum este astăzi? Puteți folosi aceeași abordare? Mai ține vorba din 1953 astăzi? Mai are efect? Parțial da, parțial nu. De ce? Este un fundament al vieții, al omenității, al creștinului, al credinței, și este apoi elementul acesta al evoluției sociale, transformărilor sociale. Toate se schimbă. Era un proverb, ziceți, pantarei. Toate merg și se schimbă. Nu? Și dacă ținem cont și avem în față cu toată luciditatea aceste transformări, nu trebuie să fim genii ca să ne păstrăm echilibru, să vedem lucrurile, să nu ne pripim în a taxa pe unul sau pe altul într-o categorie oarecare, ci să o luăm cu foarte mult calm, cu foarte multă înțelepciune, pentru conviețuirea pașnică în lume, oriunde, în ce mediu ne-am afla. Mai întâi de toate, iarăși aici am să vă spun o istorie morală. În perioada interbelică a fost un scriitor popular numit Lascarov Moldovanu. Și el a început să culeagă toate povestirile moralizatoare care circulă în popor. Și mai ales circulau atunci. Și toate începeau așa. Era o dată când Dumnezeu și Sfântul Petru umblau pe pământ. Și la un moment dat, Sfântul Petru este pur și simplu înăbușit de un miros urât. Și spune lui Doamne, hai mai repede că nu mai suport. Mergând, accelerând pasul, ajung în dreptul obiectului care era cauza mirosului. Vă dați seama ce era acolo. Un animal, așa. Și Doamne, cu toată indispoziția lui Petru, îi spune, Petre, ia uită-te ce dinți frumoși are. Care-i morala? Orice om are valoarea lui.
personală, darul Domnului, darul vieții, sufletul nemuritor pe care Dumnezeu îl imprimă în orice ființă umană. Asta face ca să ținem seama de orice om care ne iese în cale și să fim atenți și la antipatii și la simpatii. Avem voie să avem antipatii, creștinește vorbind, e firesc? E ceva spontan, că cele spontane e una, dar dacă le reții și le dai amploare, atunci e greșit. E greșit, te duce la ceea ce n-ai dori să ajungi. Așa încât e, și, nici simpatiile nu trebuie luate cu grabă. Și acelea trebuie cu un granul salis. Absolut totul trebuie luat cu un granul salis. Iar ce m-ai întrebat cu privire la cum am văzut eu omul în decursul vieții, ținem seama numai decât de acest lucru. Pentru că omul, așa cum spunea Sfântul Irineu, deci apologet în secolul al II-lea al erei creștine, omul viu este gloria lui Dumnezeu. Acest adevăr fundamental e bine să nu-l uităm niciodată și atunci dacă suntem conștienți, respectăm pe semenii noștri și la rândul nostru suntem și noi văzuți ca niște persoane agreabile cu care putem discuta. Așa? Se creează climatul acela constructiv al societății. Părinte, ați vorbit despre acel bine care există în fiecare om. Cât de mult considerați că are importanță lângă cine stai? Acest bine care este în noi crește atunci când suntem lângă oamenii potriviți sau în mediul potrivit? Depinde de oameni, temperamente, caractere, momentul trăirii respective, niște invazii din trecut, proiecte care le avem, toate astea se îmbulzesc, ca să spunem așa, în momentul în care discuți cu cineva. De ce? Spunem noi, folosim expresia asta, spunem ceva, celălalt îi cade fisa în direcția asta, cu sugestii, cu intervenții personale. Așa cum are el bagajul în computerul ăsta viu, care este memoria, puterea de a discerne a omului. De aceea se spune că omul este coroana creației, capodopera creației. Pentru că nicio altă vietate nu are sufletul ăsta nemuritor. Celelalte toate au fost create înainte și puse în administrație, date în administrația omului. Să nu uităm, și chiar fac un îndemn stăruitor, să citim, să reflectăm, să folosim deseori Psalmul 8. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. L-ai creat pe om mai cu puțin mai mic pe îngeri. Toate le-ai pus la picioarele lui. Oile și boii la oaltă, chiar și fiarele câmpului, păsările cerului, toate le-ai pus la îndemâna lui. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Astea, dacă ne însoțesc și ne stăpânesc, ne orientează în orice împrejurare, cu oricine am fi, în orice ipostază a vieții, ne cheamă datoria sau viața în general. Se spune despre unii oameni care poate n-au ajuns ce ar fi fost firesc să ajungă în viață, că n-au avut mediul propice, că n-au avut șansa de a fi lângă cine trebuie, că n-au avut noroc, că n-au muncit suficient. Ce considerați, Sfinția voastră, că e cel mai important dacă vrei să ajungi într-un anume punct? Haideți să ne adresăm, nu știu, unui tânăr de 20 de ani care și-a fixat un obiectiv, nu? Pentru următorii 10 ani. Cum îl învățați să-și îndeplinească acel obiectiv? De la ce nu trebuie să facă rabat pentru a-și atinge obiectivul? Romanii, cu înțelepciunea lor, au
concentrat această înțelepciune în, și nu numai romane, dar toate popoarele până la urmă, în a ce numim proverbe. Și unul din proverbele acestea dătătoare de înțelepciune spune așa: Quid quid agis, prudenter agas, respice finem. Tot ce faci, să faci cu prudență, cu înțelepciune, gândindu-te unde trebuie să ajungi. Pentru ca o ființă umană să se considere realizată, e numai decât necesar să se cunoască pe sine însuși. Nu degeaba înțelepciunea, filozofia veche a Atenei, reprezentată prin Socrate, a lansat acest axiomă, gnoti se auton, cunoaște-te pe tine însuți. Cunoașterea de sine este cheia dezlegării și rezolvării tuturor problemelor pe care ne pune viața. Cine suntem, ce vrem să facem, unde trebuie să ajungem, ce mijloace să folosim. Astea toate ne stau în față pentru că omul, care e definit în diferite feluri, homo sapiens, homo faber, homo technicus, mie îmi place foarte mult și aceste două atribute, homo religiosus și homo educabilis. Două atribute strâns legate de firea omului. Dacă sunt puse în mișcare, în lucrare, atunci ne realizăm scopul pentru care trăim. Am spus homo religiosus. Omul este religios din firea lui datorită faptului că este creatură. Noi suntem creaționiști, numai decât răspundem principiului cauzalității. Orice cauză trebuie să aibă, adică orice efect e legat de o cauză. Cine este la originea creației Universului? O ființă care s-a definit ea însăși, eu sunt cel care sunt. Așa i-a spus Dumnezeu lui Moise. Deci Dumnezeu este existența și noi ne împărtășim din iubirea lui Dumnezeu cea mare de acest dar al existenței. Așa încât atunci când reflectăm asupra noastră înșine, oricine am fi, în măsura dotării sau posibilităților fiecăruia, că nu toți suntem la fel, dar folosind această orientare sănătoasă, corectă, putem să ne realizăm în orice, într-o meserie, într-o profesie mai pretențioasă sau mai obțin pretențioasă, ca om de cultură, ca savant, cercetător, oricine am fi, păstrând aceeași scara valorilor și aceleași metode de realizare, ajungem acolo unde se cuvine să ajungem. Și bineînțeles, noi știm, pentru noi creștinii, de mici copii învățăm cine este Dumnezeu, cine este omul, de ce a creat Dumnezeu pe om și răspundem foarte exact ca să-L cunoască, să-L slujească, să-L iubească și așa să fie cu El în veșnicia fericită. Din ceea ce ziceți, Sfinția voastră, mă îndrăznesc să trag o concluzie. Pentru a fi un om realizat, pentru a avea o viață fericită, ar trebui să ne recunoaștem și defectele. E corect ceea ce vă zic? Cum să nu? Atunci vă voi adresa o întrebare destul de directă, îi voi spune. Ce defect are Părintele Despinescu? Dar ce n-are? Ce defecte? Privindu-vă critic, ce credeți că v-a încurcat până acum, ca să zicem, din defectele pe care le aveți? Știți ce? Se spune despre om că o parte din viața lui o folosește pentru a acumula niște datorii pe care după aceea trebuie să le plătească.
nimeni nu-i perfect pe lumea asta. Iarăși proverbul latin, errare humanum est, sau chiar în spiritualitatea noastră creștină, și cel drept păcătuiește chiar de vreo 7 ori pe zi. Și de aici intervine pentru conviețuirea pașnică obligația înțelegerii celui de lângă tine, a iertării foarte importante pentru asigurarea conviețuirii pașnice, regula de aur, ce ție nu-ți place, altuia nu face, ce vrei să-ți facă altul, fă-tu însuți lui. Ne recunoaștem greșitori. Nu degeaba Mântuitorul însuși, care ne-a învățat cum să ne rugăm, a inclus această conștiință noastră în rugăciune, a doua parte a rugăciunii Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre. Deci ne recunoaștem că suntem greșitori. Și ne rugăm lui Dumnezeu, acela care este atotputernic, care este iubirea, milostivirea, și în milostivirea Lui ne oferă iertarea. Iertare care la rândul nostru suntem obligați să o oferim și noi celor din jurul nostru. Ați simțit vreodată că v-a fost greu să acordați această iertare unui om care poate v-a greșit? Pe moment poate da, dar important este, spunem cu toții, recunoaște, ispita este pâine de toate zile al oricărui om, dar ispita nu însemnează păcatul. Perseverarea și primirea și apoi după aceea înfrumusețarea și conformarea la ispită, aici e problema cea delicată pe care, cu care o avem în față și la care trebuie să dăm toată atenția. Înțeleptul Iov spunea foarte bine, viața omului pe pământ este o luptă, o luptă continuă. Chiar dacă botezul ne iartă păcatul strămoșesc, nu ne iartă înclinarea spre rău, spre păcat. Dar păcatul acesta noi putem să-l învingem, să-l corectăm cu ajutorul lui Dumnezeu, cu harul său, prin smerenia pe care o adaptăm, recunoscându-ne greșelnicia, păcatele și apelând la mila lui Dumnezeu, milă pe care la rândul nostru o împărtășim celor din jurul nostru. Și totuși, revin la întrebarea pe care v-am adresat-o, ce defecte credeți că aveți? La anii ăștia se observă fără multă cercetare defectele. Merg mai greu. Nu, acestea nu sunt defecte. Nu la defecte morale. Defecte morale care sunt convinsă că în momentul în care vorbim le-ați educat. Da. Defectele se educă în timp și da. Se pun pe o linie favorabilă propriei persoane la un moment dat. Dar în tinerețe îmi închipui că aceste defecte țipau mai tare, nu-i așa? Știți care sunt defectele cele mai senzibile și mai de evitat? Este risipa. Risipa sau abuzul de harul lui Dumnezeu, care este foarte important să ținem seama de asta, să nu abuzăm de mila Domnului, să știm că mila Domnului are ceva care ne obligă anume să nu trecem peste cal. Adică să fim atenți la ceea ce este cu noi, dar cum să ne rugăm mai bine? Eu recunosc că sunt asaltat de neputință de multe ori în rugăciune. Adică nu mai am puterea aceea de a mă concentra, poate și prin faptul că n-am fost destul de consecvent în programul meu de viață interioară. Și atunci, în situația în care mă aflu acum, cu deficiențele naturale, care influențează și psihicul, mă trezesc cu această nemulțumire de mine însumi. Dacă îmi permiteți, vă vin în ajutor și vă zic că poate această lipsă de concentrare pe care o acuzați poate fi cu siguranță iertată de tot ceea ce ați dăruit diecezei, de cărțile pe care le-ați scris, de atâtea mărturii scrise. Sunt 30 de ani în care ați fost colaborator la revista Lumina Creștinului. Cu siguranță realizați
câți oameni au citit ceea ce ați scris? Și mai important, cu siguranță realizați că aceste lucruri vor rămâne pentru totdeauna scrise. Nu uitați, vă rog, ceea ce spunem noi la începutul Sfintei Liturghii, în actul acela de umilință, ce am păcătuit cu cuvântul, cu gândul, cu cuvântul, cu fapta și omisiunea. Ei, foarte puțin respectă sau rețin acest al patrulea element din cererea de iertare la începutul liturghiei, a omisiunea. Și de asta pot să mă acuz și eu, că nu totdeauna am răspuns 100% la datoria mea, la chemarea mea, la glasul, la șoaptele Duhului Sfânt. Nu? Ei, asta sigur că ne apasă, dar nu suntem desnădăjduiți, încrezători totdeauna, cu cât ne dăm seama de neputințele noastre, cu atât vom cere cu smerenie ajutorul Domnului. Rugăciunea inimii este recomandată oricui și posibilă oricui. Doamne Dumnezeul nostru, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu, ai milă de mine păcătosul. Recunoașterea păcătoșiei deja este începutul unei reconcilieri cu Dumnezeu, care ne spune, fiți sfinți, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Părinte, mă uimiți și suntem abia la începutul discuției, voi spune. Mă uimiți cu tot ceea ce spuneți și vreau să vă declar ceva. Cred că dacă mi-ați fi fost profesor de latină, aș fi iubit și eu limba asta mai mult, pentru că vorbiți atât de frumos, ați zis deja o sumedenie de proverbe în limba latină și parcă îmi pare rău că n-am învățat-o la timpul ei. Așa, cum a fost? Așa era înainte de instaurarea regimului comunist, în perioada interbelică și tot ce a însemnat intrarea în modernitate a țării noastre, se punea accentul pe cultura generală, pe umanism. Nu erau 99% din școli din țara noastră, erau profilate pe latura umană. Cultura generală și o caracteristică a culturii umane este această concentrare de cunoștințe în câteva cuvinte care sunt proverbele. Și cultura greco-romană și cultura tuturor popoarelor până la urmă, inclusiv a noastră, care este o comoară, un tezaur inepuizabil, concentrând în aceste câteva cuvinte a proverbelor, concentrăm, ne dăm o bogăție pe care vrem să ne o însușim din ce în ce mai mult și să o păstrăm și să o dăm altora. Cum a fost viața Sfinției voastre de profesor? Vreau să-mi închipui că intrați într-o sală de clasă cu elevi și văzându-vă acum, îmi închipui că erați la fel de jovial, prietenos și tânăr și la fizică atunci, dar și la spirit, așa cum ați rămas și astăzi. Noi am avut un regim aparte. Formarea preoțească implică o viață comunitară. Au intrat elevii la începutul anului școlar, pe timpul când am intrat eu în 1939 în seminar, era altfel organizat anul curricular, școlar. Adică intram în septembrie și plecam acasă de-abia în vară, vacanța de vară. Fără a merge deloc în acest timp acasă. La Crăciun și la Paște eram împreună cu program, bineînțeles, bine alcătuit, ca să ne simțim bine. Ce-a însemnat asta? Se crea această conștiință de familie, că seminarul este o familie. Dascălii, profesorii sunt ca și părinții acestor copii care au venit să învețe cursurile seminariale, teologice. Suntem ca și copii, sunt prietenii noștri. Pe măsură ce înaintează în vârstă și putem închega niște dialoguri cât se poate de realiste și binefăcătoare din punct de vedere educațional. Și încă un lucru.
avem sistemele de educație creștină care ne le-au lăsat înaintașii noștri, sfinți, ca precum Ioan Bosco, așa, care spunea la un moment dat, la bătrânețea lui, mergând să viziteze școlile pe care le fundase, le întemeiase, și bineînțeles, atâția copii acolo, zeci, mii și mii de copii, și știți ce le spunea? Copii, fiți cuminți dacă puteți. Ei bine, gândiți-vă dumneavoastră că această metodă, acest fel de a te adresa unor tineri, unor copii tineri, ei deja creează acea comuniune. O apropiere. Între dascăl și elev. Nu că eu sunt undeva sus și îți dau o poruncă să faci asta, tema cu tare, cu tare, și să-ți cer cont cu maximă strictețe de ce ai făcut. Nu. Să fie o prietenie, sunt dascăl, am această slujire de făcut, de împlinit, de ce? În folosul cui? Asemenilor mei de vârstă mică. De aceea se spune că nu e o meserie care e pentru oricine? Trebuie să fii ales pentru a fi dascăl? Trebuie să ai un anumit profil pentru a putea să faci cu brio această meserie? Noi numim meserie. Chemare. Chemare, exact. O chemare, da. Este. Așa că, nu, și de fapt, chemările, bineînțeles, trebuie verificate pe parcursul unei perioade de formare. Până când se fortifică, se conștientizează așa încât îmbrățișez slujirea aceea în mod conștient și cu ajutorul lui Dumnezeu să o împlinești cât mai bine. În calitatea sfinției voastre de profesor, v-au trecut prin clasă, voi spune așa, marea majoritate a preoților din dieceza de Iași. Așa este. Haideți să ne amintim despre câțiva elevi vedete, le vom spune așa. Cum ar fi preasfințitul Petru, nu? V-a fost elev preasfințitul Petru. Sigur că ce da. Vă amintiți despre studentul pe atunci, Petru Gherghe? Am fost în comisia de admitere în vara lui 1955. S-a prezentat la Roman. Era o comisie făcută pentru admiterea în seminar. Atunci seminarul era numai la Alba Iulia. Și mi-l amintesc, un adolescent isteț, descurcăreț, cu inițiativă, explicabil prin faptul că tatăl lui a fost primar în Gherești și mai multe mandate. Iar când a intrat în seminar, sigur, era totdeauna în eșalonul fruntaș, cât privește învățătura, disciplina și calitatea aceea de lider al clasei. Iată, s-a și dovedit a fi liderul diecezei până la urmă. Sigur că da. A fost ceva moștenit, ca să spun așa, și din familie. Având o familie realizată bine, în folosul obșteț, cum este un primar care servește o colectivitate. Interesele comunității. Nu? A intrat și în trânsul această, să zicem, conștiință de sine că am primit să folosesc bine, așa încât, la rândul meu, să dau și eu cât mai mult celor din jurul meu. Deci acesta era studentul Petru, pe da. Atunci. Da. Haideți să trecem la altcineva, preasfințitul Păuleț. Preasfințitul Păuleț e un caracter ceva mai, să zicem, mai puțin volubil, mai profund, interiorizant. Mai interiorizant. Așa. Și foarte, și el, foarte chipzuit, ordonat la capitolul spiritualitate cu toată conștiinciozitatea și chiar cu inițiative. Deci iată, profilul de lider, de conducător se arată da. Încă din perioada studenției. Fără... Ați citit acest lucru la studenții pe care i-ați avut. Uitându-vă la ei, de multe ori v-ați gândit, el va ajunge asta, el va face asta pe viitor? Știi la cine... Mă gândesc acum la întrebarea pusă, mă gândesc la înalt preasfinția sa, Aurel Perc, care a intrat în seminar cu vreo 2-3 ani mai în vârstă decât majoritatea colegilor și care, în felul lui de a se comporta,
față de ghidușiile făcute de unii sau de alții mai mici, el era ca unul care stătea și cu privirea și calmul lui îi făcea pe ceilalți să gândească să mai fie mai potoliți, știi? Și părerea mea personală mi-am făcut-o de atunci că acest tânăr, că el avea 18 ani când a intrat în liceul teologic aici la Iași în 1969. Și totdeauna am trăit, era și un băiat prezentabil și cu calitățile acestea la învățătură, la disciplină, la pietate, nu mai spun, și zic, ăsta va ajunge sus. Mi-am făcut această idee despre dâns atunci, în anii, și promoția aceasta, că au terminat în 1979, a fost o promoție de excepție pentru mine, pentru că i-am luat de la clasa a noua și am dus până la hirotonire 10 ani și în fiecare an am avut ceva de predat, fie în istoria bisericii, patrologie, limba franceză. Aici aș putea să spun multe, păi mai ales că acest prelat, acesta, împlinește la 15 august 70 de ani de viață. Și cu ocazia asta am să-i prezint, să facem un volum în care am o contribuție, un cuvânt omagial pentru acest fost elev, pe care l-am văzut și datorită comportamentului, felul lui de a fi și a se comporta, m-au convins că omul acesta este făcut pentru vârfuri. Păi a fost coleg de generație cu preasfințitul Păuleț. Sigur. Și cu părintele decan Isidor Dâscă. Sigur că da. Haideți să mai numim din această generație de excepție, așa cum ați numit-o, alți preoți. Părintele Ienășoaie, care vine aici. Care e colaborator RCSFM și e alături de prietenii noștri. Sigur. Apoi părintele Rediu, care a fost paro și protopop la Onești. Nu? Știu că mândria e un păcat, ba chiar unul capital, nu-i așa? Da. Dar ați simțit mândrie, nu? Din aceeași sfântă, văzându-vă elevii ajunși, cum trebuie? Eu n-aș spune mândrie, aș spune satisfacție. O satisfacție a unui dascăl care a avut harul și binecuvântarea divină de a contribui cu ceva la formarea acestor generații de preoți care are acum pe care are dieceza noastră și nu numai, și care sunt și mulți din ei plecați în țări străine, cum sunt și muncitorii noștri, mulți plecați acolo, așa încât este o satisfacție deosebită. Sunt 6 absolvenți ai seminarului nostru care au ajuns până acum episcopi. Preasfințitul Gheorghel, întâi Preasfințitul Robu în 1984, Preasfințitul Gheorghel în 65, Percă în 99, 2001, parcă Coșa Anton, Damian Cornel de la București și ultimul, acum 2 ani, Preasfințitul Păuleț. Toți și mai nou, nu? Părintele Benoni Ambăruș, Preasfințitul de Roma. Exact, al 7-lea. De aceea are dreptate cronicarul când spune nasc și la Moldova oameni. Nasc și încă ce oameni, nu-i așa? Dacă au avut profesori ca sfinția voastră, cum să nu? Da, nu numai decât eu, că doar am fost un colectiv, atâția și atâția profesori. Știți ce nu pot să-mi închipui? Stând de vorbă cu sfinția voastră, nu pot să-mi închipui cum i-ați certat vreodată. Cum era profesorul Despinescu supărat? Eram conștient că trebuie să-mi stăpânesc mânia sau pornirea aceea de revendicare a disciplinei. Am avut momente de astea, și pentru că m-ați întrebat de păcătoșenie, de păcate, când eram mai tânăr, începător în slujirea de dascăl la Alba Iulia, tocmai chiar cu seria aceasta, clasa Preasfințitului Gheorghel. La un moment dat, era o harmalaie în timpul meditațiilor, a studiului, știi, pregătirii lecțiilor. Și eu aveam datoria să supraveghez, să vizitez, să văd cum merg treburile și am găsit într-o harmalaie deosebită. Și atunci, bineînțeles, n-am putut să rămân indiferent și am mai, la vremea aceea încă era în vigoare
bătaia e ruptă din rai, știi? Vârguța e ruptă din rai. Și-a mai ciupit și pe unul și pe altul, mai o pălmuță, mai cu tare, dar și el mi-a amintit de multe ori, Preasfântul Gheorghe, când am ajuns la dânsul, parcă ceva m-a făcut să mă opresc. Și nu l-a mai inclus în aceia care meriteau să fie pedepsiți. Nu? Și am comentat, probabil că mi s-a năzărit ideea asta că poate ăsta o să ajungă episcopul meu. Apropo de a vedea în studenți cumva viitorul. Da. Părinte, avem o mare problemă. Da. A trecut emisiunea și noi nici măcar n-am parcurs nici măcar jumătate din chestiunile importante pe care mi le-am propus. Nu pot decât să vă lansez provocarea să mai facem încă o emisiune. Îmi dați voie să vă spun un banc? Vă rog, chiar mă bucur. Au fost condamnați la moarte 3 inși. Un turc, un român și un evreu. Și cum era obicei, poate mai este și acum, condamnaților la moarte, li se respectă o ultimă dorință. Vine turcul, ei, Ali, care ți-e ultima dorință? Conform tradiției musulmane, cu pilaful. Vreau să-mi dați un pilaf de ăla la turca și după aceea n-aveți decât să mă împușcați. I-au adus, l-au luat, l-au împușcat. Ioane, care ți-e ultima dorință? Știm bine că Ion e legat, românașul nostru, de ogor, de familia lui, de soție, de copilaș. Să-mi văd ogorașul, să-mi văd familia și după aceea n-aveți decât să mă... S-a împlinit și asta. Ultimul, evreu. Evrei, cu înțelepciunea lor, descendenți din Solomon cel înțelept, zice, nu vă supărați, dorința mea este cam complicată, leacă. Are 3 rămurele. Care? Care e prima? Aș vrea să mă dau cu Săniuța. Măi, Bercovici, dar acum e vară, măi, nu-i zăpadă noi. Dar el zice, am timp să aștept. A așteptat, s-a dat cu Săniuța. A doua rămurică, vreau să mănânc cireșe. Măi, acum e iarnă, măi, cireșele, când la vară? Am timp să aștept. Acum a venit ultima. Care ți-e ultima? Era în timp cât Stalin mai era încă în viață. Și asta e bancă din regimul trecut. Și zice, vreau să mă mormântați între mormântul lui Lenin și al lui Stalin. Măi, Bercovici, da, Lenin a murit, Stalin trăiește. Dar eu am timp să aștept. Ei, apropo de asta, cu timpul că a trecut repede și o să fie mai multe emisiuni, eu am timp să aștept. Mă bucur, părinte, și cred că vreți să vă dați și cu Sania și vreți să mâncați și cireșe. Cam asta este sentimentul meu. Dragi prieteni, părintele a acceptat provocarea, așa că o nouă emisiune cu părintele Anton Despinescu. Vă provoc și vă invit să rămâneți alături de noi și la următoarea ediție, pentru că aveți ce urmări. Bancuri, proverbe în latină și un om tânăr mai ales. Mai este timp și pentru un banc într-o povestioară? Nu, părinte, nu. Ca să-i provocăm și să fie cu noi, în emisiunea următoare, dacă ne urmăresc, vor asculta și bancul. E corect? Da. Vă mulțumesc pentru această emisiune. Părinte, dragi prieteni, sunt Nicoleta Timaru. Săptămâna viitoare, invitatul nu mai este surpriză. Este părintele Anton Despinescu. Vă aștept cu drag. Hristos a înviat.